Salutare, prieteni! Astăzi am venit până la Adâncata, la Motorpark, ca să testăm mai multe motociclete Triumph. Sunt la Triumph Track Days, dar în special ce mă interesează pe mine este vorba despre noul Street Triple RS 765, care a primit câteva îmbunătățiri pentru 2023. Urmează să dau câteva ture pe circuit și până atunci să vă zic și care sunt specificațiile, noutățile, prețul, care sunt rivalii, după care revenim cu concluzii. Așadar, pentru anul trecut, 2023, cei de la Triumph s-au gândit să facă un upgrade gamei Street Triple, mai mult pe lângă Street Triple R și RS, apărând o nouă variantă intitulată Moto 2, pentru că tocmai din Moto 2 vin îmbunătățirile aduse. Cum probabil unii dintre voi știți, Triumph este furnizorul oficial al propulsoarelor de la clasa Moto 2, acolo fiind folosită o versiune mai supărată a motorului de 3 cilindri și 765 cm3 pe care îl știm de pe Street Triple RS 2020 și care pe mine m-a făcut să zic atunci când am mers cu el că este cel mai distractiv motor de clasă medie. Încă cred asta. Dacă în trecut diferența de putere între motorul de stradă și cel de Moto 2 era de aproape 20 de cai, pentru generația nouă ecartul s-a micșorat, Street Triple RS dezvoltând acum 130 de cai, cu doar 8 cai mai puțin decât versiunea de curse și, cum le place celor de la Triumph să spună, cel mai puternic motor din această clasă de naked-uri, street fighter-uri de clasă medie. Această creștere de putere este controlată prin intermediul unui sistem ride-by-wire la rândul său revizuit, care se simte mult mai fin și mai precis decât la versiunea anterioară. Probabil orele alea din Moto 2 de teste își văd rezultatele și aici, pentru că și cele 5 moduri de mers sunt revizuite, având acum alte hărți. În funcție de modul de mers ales, se schimbă atât felul în care răspunde accelerația, dar și parametrii ce țin de ABS și traction control. Modul track dezactivează toate ajutoarele electronice. Pe lângă creșterea de putere, versiunea 2023 a primit un upgrade și pe partea de tehnologie, pentru că rămăsese un pic în urmă. De exemplu, lipsea un AMU cu 6 axe, ceea ce ar fi făcut posibil să existe cornering ABS și cornering traction control. Vă ziceam atunci când am mers cu versiunea 2020 că, deși nu are acest AMU, șasiul este atât de compact și de precis încât personal nu văd lipsa sau nu simt lipsa, nu duc dorul cornering ABS-ului și traction control-ului, sau cel puțin nu văd această lipsă ca pe un handicap. Dar ca să țină pasul în lupta asta de înarmare cu tehnologie, iată că acum avem acest sistem cu AMU 6 axe. Mai mult, un lucru îmbunătățit considerabil este partea de frânare, unde, pe lângă folosirea etrierilor Brembo Stilema pe față, avem și un sistem numit Combine Braking, care acționează ambele frâne atunci când frânezi cu fața, aranjând mai bine motocicleta pentru viraj. Deci, practic, avem Optimize Cornering ABS, Optimize Traction Control, plus acest sistem Linkage Braking, care abia aștept să văd cum se simte pe circuitul de la Adâncata. Poziția a fost și alterată, ghidonul este acum mai lat, fiind fix același ghidon de pe Speed Triple, în rest rămânând același triunghi foarte agresiv și a ghidon scărițe, care o face extrem de manevrabil atât pe stradă cât și pe circuit. În ceea ce privește poziția, lucrurile sunt și mai radicale la modelul Moto 2, acolo ghidonul a fost înlocuit cu două cliponuri montate mai jos, ce fac poziția să fie și mai agresivă, dar și motocicleta să fie mult mai agilă. În plus, versiunea Moto 2 vine pe lângă RS cu o groază de elemente de carbon și mai ales suspensii E-Lins complet ajustabile, dar bineînțeles și cu un preț deosebit. Dacă varianta RS costă 12.290 de euro în România, pentru versiunea Moto 2 va trebui să plătiți nu știu exact cât, pentru că pe site-ul celor de la Triumph România nici nu apare această versiune, dar ar trebui să fie undeva pe la 15.000 de euro, cel puțin atât costă în Italia. După cum observați, nu am zis nimic despre varianta R, pentru că nu m-a atras niciodată R-ul. Întotdeauna mi s-a părut mai pe economie, să nu zic sărăcie, deși faptul că acum dezvoltă 120 de cai putere, aproape cât RS-ul vechi, practic, ar trebui să o facă mai interesantă. Display-ul ăla, moartea pasiunii, luat direct de pe Trident și montat aici, plus suspensiile Separate Function Fork Big Piston de la Showa, similare cu ceea ce găsim pe Honda CB650R, mă fac pe mine să mă uit în altă parte. Dar mai bine să ne întoarcem la modelul care contează cu adevărat, adică Street Triple RS. Hai să dăm câteva ture pe Motorpark România, după care revenim cu impresii la cald, mai ales că am alături de mine și o persoană care se pricepe așa cât de cât la mersul pe circuit.
să tragem și câteva concluzii după intrarea pe circuit. Am un invitat special. Ce faci, Vlad? Iar ne întâlnim aici. Bine, da. Îmi place că tot mai des vin aici la circuit cu diferite evenimente. De data aceasta cu aceste motociclete superbe Triumph, multe modele, de la Adventure, la Sport, la Classic. Însă, toată lumea sau majoritatea oamenilor care au venit la circuit au venit pentru noul Street Triple RS 765, motor îmbunătățit. Da, propulsorul de Moto2, toată lumea a fost nebunită cu acest model. Foarte puțin am apucat și eu să mă dau, tocmai pentru că am făcut loc invitaților să-l încerce, să se bucure de el. Și din feedback-urile pe care le-am auzit, e extraordinar. Până acum, totuși, așa puțin cât ai mers cu el, cum ți s-a părut? Are power, am mers și cu 675-ul, cu street-ul și cu speed-ul de 1200. Mi s-a părut mult mai echilibrat, urcând ture mult mai repede. Cel de 1200 are o putere foarte mare, exagerat. Exact, intră traction control-ul în continuu până la 180 la oră și cred că doar circuitul pe un circuit poți să exploatezi potențialul de putere, însă mi se pare mai echilibrat acest model Street Triple 765. Primul lucru când te urci pe o astfel de motocicletă, simți poziția care este mult mai agresivă, lăsată pe față, ceea ce este un lucru bun pentru că te ajută să virezi foarte bine, să te înscrii în viraj cum trebuie. Frâna, care este sport, imediat încetinește și cu siguranță puterea. O motocicletă care îi place să o ții în ture și deși este un 3 în linie, mie îmi plac propulsoarele 3 în linie pentru că au plajă de turații constantă, de la 3000 de turații până la 12000, își păstrează puterea și nu există diferențe foarte mari. Însă e bine să le ai acolo sus, deoarece exploatezi și mai mult din puterea motocicletei. Gălăgia de la 3 cilindri, automat când ai dat drumul la accelerație, simți cum te împinge. Mulțumesc, Vlad, pentru informațiile astea din partea cuiva care chiar știe să meargă pe circuit. Baftă. Revedem. Chiar cred că o să ne vedem. Distracție în continuare cu modelul. Aștept să mai dau o tură după ce termină oamenii. Deși am mers cu ea pe circuit, pe mine m-au interesat mai mult niște chestii practice, să zicem, cum se simte la un touring sportiv mai degrabă și ce mi-a atras atenția, mai ales că am tot testat, m-a interesat sistemul acesta de optimized cornering cu frâna combinată. Cei de la Triumph zic că acționează un pic ca combined ABS-ul de la Honda, să zicem, în momentul în care acționezi frâna față, o proporție mică se duce și pe partea din spate. Mai ales că ai și platforma aceea inerțială, atunci ea ține cont și de gradul de înclinare al motocicletei și în funcție de asta ai o aderență optimă pe frânare. Chiar mi-a plăcut cum poți să ții trasa dorită într-un viraj, poți să dozezi foarte bine frâna. În modul track îți dezactivează toate chestiile astea ajutătoare, nu mai ai anti-wheelie, nu mai ai acest optimized cornering, traction control și ABS, atunci e totul pur. Dar cel mai simplu, ca să vă dați seama despre această motocicletă, cum vă zic mereu, mergeți, faceți un test ride, luați legătura cu oamenii de la Triumph București și programați-vă la un test ride.